să știi să răspunzi sau să nu știi să răspunzi cererilor de conexiune din partea partenerilor sau partenerei tale, poate să facă relația ta una foarte fericită și împlinită pe termen lung sau să ducă la despărțire și divorț. Asta spun studiile Gottman, studiile clinice Gottman, care au studiat și studiază de peste 40 de ani de zile relațiile de cuplu și pot să prezic că cu acordeze de 91% dacă urmează despărțirea în 2 ani de zile pentru un cuplu sau nu. Institutul Gottman, pe care îl studiez în perioada asta, este foarte, foarte bun în a face aceste preziceri pentru cupluri, urmărind comportamentele, gândurile, emoțiile și stările partenerilor din cuplu. Și cum anume fac asta? Există și a existat întotdeauna o casă Gottman, așa se numește, este o casă efectiv, în care sunt instalate camere de filmat, în care parteneri voluntari de cuplu, căsătoriți sau necăsătoriți, intră în acea casă Gottman și în mod voluntar se lasă studiați și se comportă exact cum s-ar comporta acasă la ei, ziua și noaptea. Ei locuiesc în casa permanent, cum ar veni, pentru zile sau săptămâni întregi. Și le se pun senzori în momentul în care vor să urmărească neurofeedback-ul din partea lor și să vadă reacțiile lor emoționale și pulsul și ce fel de hormoni și ce fel de emoții trăiesc oamenii în acele momente. Și, practic, au reușit să facă o hartă foarte completă în care se știe destul de clar și negru pe alb că unele comportamente repetate pentru luni și ani de zile duc la despărțire, suferință, toxicitate în cuplu și divorț, iar alte comportamente duc la împlinire, evoluție, fericire, mai multă iubire. Astăzi vom vorbi despre unul din acele lucruri care face diferența într-un cuplu și care, dacă este conștientizat și făcut bine, duce la fericire, împlinire, iubire, evoluție a partenerilor și a cuplului, și dacă nu sunt conștientizate și nu sunt înțelese, aceste comportamente făcute câte puțin în fiecare zi pot să distrugă relația, pot să ducă la divorț, despărțire și toxicitate foarte multă. Astăzi vorbim despre cererile de conexiune. Ce înseamnă cerere de conexiune, în primul rând? De-a lungul unei zile, când locuiesc în aceeași casă sau chiar când sunt la distanță, partenerii din cuplu vor face, inconștient sau poate chiar conștient, niște cereri de conexiune. De exemplu, văd ceva pe telefonul meu interesant și fug să arăt soției mele. Nu? Soția citește ceva interesant și vine să-mi spună: uite ce am citit, ce am descoperit aici. Asta este doar un exemplu, sunt foarte multe, nu? De-a lungul unei zile. Momente în care eu adresez o întrebare. Iubito, ți-ai adus aminte să mai facem chestia aia? Sau pe-ai programat aia? Sau te-ai uitat unde mergem în excursie? Nu? Sau iubita zice iubitului: ai reparat becul, ai făcut aia, te-ai dus aia, da? Vorbim non-stop, facem aceste cereri de conexiune, întrebări, cereri la dialog, la interacțiune. Cerem ajutorul, cerem sfatul. Se întâmplă non-stop. Doar că există 3 modalități prin care se răspunde unei cereri de conexiune. Prima modalitate este răspunderea pozitivă. Răspund pozitiv cererii de conexiune, adică da, când sunt întrebat ceva, când mi se cere ajutorul, când vrea să-mi arate ceva partenera sau partenerul, mă întorc spre el și spun: da, arată-mi, nu cu bucurie, chiar vreau, sunt curios, mi-a trezit curiozitatea. Asta este prima variantă, răspund pozitiv cererii de conexiune. Pot să răspund neutru cererii de conexiune. Neutru înseamnă că n-am nicio reacție. Da? Soția zice din camera cealaltă: wow, am citit ceva interesant, și eu n-aud, sau tac, sau mă joc pe PlayStation, ignor. Aia se cheamă neutru, înseamnă ignorarea cererii de conexiune. Sau pot să răspund negativ, da? Adică agresiv cererii de conexiune. Pot să spun: lasă-mă în pace, nu vezi că lucrez. Pot să am o reacție de genul ăsta: nu vezi că sunt în flow și mă deranjezi. Asta mai făceam eu și o mai fac și acum. Da? Deci sunt 3 tipuri de răspuns. Pozitiv, care este cel mai de dorit, ignorarea, n-aud, nu mă interesează pur și simplu, și foarte interesant că în casa Gottman o să vezi cum efectiv unul din parteneri vorbește și celălalt tace, nu zice nimic, ignoră complet, ca și când n-auzi nimic. Poate chiar n-aude, poate concentrat, sau poate ignoră. E bine, studiile Gottman spun așa: cei care ignoră sau răspund negativ cererilor de conexiune, majoritatea timpului vor ajunge la divorț în 2 ani de zile aproximativ, De la momentul în care nu se mai răspunde pozitiv cererilor de conexiune. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în relațiile care rezistă și pe termen lung, care evoluează, care cresc organic, în care ambii parteneri evoluează și relația evoluează, 80% de 4 din 5 ori sau 80% din cereri sunt pozitive. Când partenera sau partenerul vine și mă întreabă ceva sau vorbește cu mine sau are nevoie de mine, sunt acolo 4 din 5 ori, da? Odată din 5 am voie să refuz sau să refuz cererea de conexiune sau să o ignor sau să nu pot să fac. Cuplurile care se despart au doar 30%
rată de răspuns pozitiv pentru aceste cereri de conexiune. Da? Adică una din trei, cam. Foarte puțin, dacă stai să te gândești. Așadar, întrebarea și tema de azi pentru tine este: știi să răspunzi pozitiv cererilor de conexiune? Încearcă să observi de astăzi, în cazul partenerului sau partenerei tale, când faci aceste cereri de conexiune, când vorbește de unul în zile, de câte ori îți cere să se conecteze cu tine? De câte ori are nevoie de tine? Lasă-mi un coment sub acest video, spune-mi dacă ești conștient sau ai fost până acum conștient de aceste cereri de conexiune sau dacă nu și dacă ai de gând să fii de acum încolo. Mersi foarte mult, te-am pupat, mult succes, ciao!